trezit spiritual, tot cu asta. Îi dau și cred că până plec. Tot m-am trezit și m-am trezit și m-am trezit și mă tot trezesc. Am învățat un lucru. Nu știi să-ți susții ce simți și nu știi să dirijezi cu emoțiile tale, pentru că n-am fost învățați. Învățăm. N-am fost învățați pentru un echilibru total în organism, care, da, și luminează dinăuntru în afară. Învățăm. Primul lucru care îl învățăm cel mai bine e să zâmbim din nimic. Să ne focusăm undeva unde e, da? E, opa, m-am focusat, e o clipă de o amintire, o asociativ, ceva, da? Învățăm să să vedem lucrurile pozitiv. De ce n-am știut și am fost învățați artificial, se zice, da? Artificial, tot timpul așa. Nu e artificial. Era foarte puternică energia negativă, foarte, foarte puternică, și aia pozitivă, săraca, n-avea decât zâmbim, ce să facem, zâmbim, e totul foarte bine, zâmbim, mai mult de atât nu putea. Ei, acum, când aia pozitivă e foarte puternică, aia negativă nu mai apare. Și nu că zâmbești, dar râzi, eu nu mă pot opri, eu vine tot să râd și să râd. Cineva, dacă se uită la ce înregistrez eu, zice că asta e drogată, da. Da, devii drogat de propriile tale emoții pozitive, de propriile tale înțelegeri pozitive și tot ce poate fi pozitiv, propriile tale pozitive. Da, învățăm și... Nu e de condamnat dacă nu te simți prea bine și vezi ceva, încerci să vezi lucrurile dintr-o parte mai comică. Știu că, ce să mă duc departe, m-am dus la o înmormântare a unei rude și și stăteam dintr-o parte și uite așa stăteam și râdeam, nu mai puteam, de cum se roteau toate rudele în viață în jurul rudei moarte și popa ceva cânta și ei se roteau acolo, că era atât de comic, era atât de... Eu când m-am trezit la începuturile mele spiritual, aveam mi se spunea în cască dinăuntru meu și mă gândeam, Doamne, câte voci am în mine, câte voci ele, normal că sunt câte voci, pentru că lumea dinăuntru e cea proiectată din afară. N-ai cum să, ceva în afară să fie proiectat și înăuntru liniște, da? E ceea ce se proiectează, că e gălăgioasă, s-a proiectat gălăgioasă, e liniștită, s-a proiectat liniștită. Și mi se spunea, mi se auzeam, cât mai mult să râzi. Orice s-ar întâmpla, să vezi partea comică a lucrurilor. Altfel, psihic nu reziști. Deci mi se spunea clar și răspicat că eram dusă, că nu eram în apele mele, că eram depresii, șmepresii, nu știu. Dar asta simțeam eu. Trimis un mesaj copilul meu. Da. Vine primăvara și ne apucăm de făcut curat în curte. Bun, mă bucur, abia aștept. Da, asta e. Și cât mai comic și cât mai... Pentru că dacă la câte energiile vin și curăță și vezi lucrurile și rămâi șocat, dacă rămâi în șocăciune, nu știu dacă mai ești de acolo, deci trebuie să vezi lucrurile foarte comic, să le vezi, să-ți dezvolți umorul. Deci zâmbetul lăuntric primul. Că dacă zâmbești înăuntru, mă uitam la cineva, avea foarte frumos. Nu m-am așteptat să văd, avea o emisiune cândva altfel și era omul altfel. Da? S-au schimbat lucrurile și îl văd în altceva. Și a propus el ceva și o întâlnire cu vedete, cu eu știu cine.
și total schimbat și atât de luminos dinăuntru. Fantastic. Foarte frumos. Nu m-am așteptat. Vezi? E un zâmbet e dinăuntru și lângă el stătea cineva, o invitată care vorbea și ea de treabă drăguță și s-a schimbat în multe și așa. Și vorbea de zâmbetul ăla, că am fost puși să zâmbim, să nu știu ce, ori noi trebuie să fim și triși cum suntem, să îmbrățișăm. Și el stătea lângă ea, atât de plăcut zâmbea dinăuntru și cumva zâmbetul ăsta așa undeva se oprea aici, neînțelegând ce tot spune. Era așa de mișto. Da, fiecare și nu e greșit sau negreșit sau corect sau incorect. Fiecare simțim diferit și totuși la fel. Și chiar dacă eu vorbesc despre zâmbet și ea foarte drăguță vorbea despre că trebuie să simțim, nu neapărat trebuie să zâmbim, ea la fel, noi vorbeam despre același lucru, pentru că rezonam, eu înțelegeam despre ce vorbește și eram undeva de acord, dar asociativ te duci și mai departe între ale tale. Da, frumos, frumos. Asta ziceam, că nu m-am așteptat să văd zâmbătul lăuntric, deja, da, dinăuntru cumva se luminează fiecare om și... Dar cel mai tare, când spui lucrurilor pe nume, imediat treci în clipa următoare, că nu ești de acord cu ce ai spus, dar nu mai poți să da înapoi, că ai povestit ceva și ai sărit în alt loc, unde niciodată nu rămân la fel. Gândurile, cuvintele spuse, ele se transformă odată cu tine. Și în clipa asta ai fost de acord cu ceva, ei, în clipa viitoare nu mai ești. Clipa care urmează, ești de acord în altceva și cu altceva și tot așa și te trezești un om schimbat peste ce, un an, peste 10 minute ești total altfel decât cum ai fost și timpul e linear și așa și așa și e fără de preț și uite cum suntem de fapt cum am fost noi de fapt și nu că ne schimbăm, ci se curăță, se dau perdelele la o parte, vărul se dă și de fapt ăsta ești, care are un zâmbet dinăuntru și luminează în afară și dacă ai observat, sunt unii oameni care și că se supără, sunt supărați, dar înăuntru luminează, domnule, zâmbetul ăla, iese în afară, deci supărat nu poate fi până la capăt supărat, da.